acțiune, motor, Maria Liliana Oșca sunt și vă invit la cea mai frumoasă poveste de viață, povestea aviației. Astăzi am un rol important, voi fi comandant, îl am alături pe captain Cezar Osiceanu. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunteți printre primii care dați această noțiune superbă, cea mai frumoasă poveste de viață unui fenomen mondial care se numește aviație. Un fenomen mondial din care Cezar Osiceanu a făcut și face parte în continuare, sunteți activ și aș vrea să începem povestea dumneavoastră de acolo de unde a pornit. Cum ați luat acest drum, această cale? La mama mea obișnuia să-mi citească Micul Prinț, acea carte absolut superbă pe care o recomand tuturor copiii, adolescenți, adulți sau vârstnici. Și atât de pasionat am fost că datorită ei a trebuit să fac eforturi ca la 5 ani să încep să învăț să scriu și să citesc și la 6 ani să pot să citesc singur această poveste. Absolut superbă. După care relațiile mele cu aviația au fost tangențiale. Pentru că, făcând mult sport, am venit în contact cu diversi foști campioni diversele sporturi pe care le-am făcut, care între timp deveniseră chiar piloți. Mă dau seama că eram și mai îndrăgostit de aviație. Țin minte că îmi povesteau ambii părinți că pe la 9 ani m-am dus, eu citeam foarte mult și pentru ca să mă protejeze, trebuiau să-mi asigure cele 8 ore de somn noaptea și atunci stingeau lumina și mă lăsau să dorm în camera mea, având grijă să nu cumva să pun mâna pe vreo carte să citesc. Și eu ieșeam pe balcon noaptea și citeam la lumina lunii diversele cărți de aviație și dimineața erau siderați pe unde, cum am putut să termin cărțile, la ce lumină. Și le-am explicat, nu le-a venit să creadă. După aceea, cariera mea a început, la primul contact cu aviația, a fost la liceul de aviație. A trebuit să aleg între liceul Lazar, pe care toți cei care au citit acea carte superbă, scrisă de un profesor de român, absolvent al acelui liceu, liceul Lazar din București, și cartea se numește 5.000 Jet Company, atunci a trebuit să decid, pentru că, fac aici o paranteză, n-am mai fost trimis în China să fac studiile de limbă chineză și trebuie să iau o decizie. Ce vreau să fac, unde vreau să mă duc? Și am spus, eu vreau să mă fac pilot. Și așa că am ales să ajung elev al liceului de aviație, care liceul de aviație pe vremea respectivă, în perioada respectivă, reprezenta o clădire la capătul Bucureștiului, de unde în spatele ei creștea porumbul și drumurile erau pline de noroi, vară, iarnă nu conta. Legat de limba chineză și pregătirea pentru plecarea în China, sunteți singurul elev din România care a studiat limba chineză pentru a pleca practic din țară. Ce s-a întâmplat? În epoca respectivă, grație relațiilor de prietenie româno-chineze, s-a deschis o școală specială cu predare în limba chineză. Și practic din clasa a doua până în clasa a opta a trebuit să urmez aceste cursuri. Și învățând concomitent să scriu în română și în chineză. În clasa a șaptea, din motive familiale, m-am schimbat școala și fiindcă eu nu știam germană, nu știam franceză, engleză, limbile care se predau la școala respectivă, a trebuit să fac în continuare limba chineză. Și am făcut și am dat teză la chineză în clasa 7 și 8. Din păcate, faptul că dosarul politic al familiei mele nu era unul care să susțină această plecare a mea, m-am trezit pus în fața evidenței că nu voi putea pleca în China. Mi s-a spus clar, nu mai poți pleca și atunci am zis, eu vreau să mă fac pilot, oricum. Vedeți, acolo a fost declicul. Până la urmă n-a fost drumul spre China, a fost drumul dumneavoastră către aviație și aș vrea să vă întreb dacă, așa cum se spune, este atât de grea limba chineză.
Limba chineză este o limbă absolut specială. De ce? Pentru că ea are nevoie de o ureche muzicală. Fiecare, să facem o conversie spre limba noastră, silabă sau ca să înțeleagă lumea, poate avea 5 tonuri. Fiecare ton în parte din pronunție schimbă, poate schimba sensul silabei în altceva. Pe de o parte, la scriere ai nevoie de o memorie fotografică excepțională, pentru că are foarte multe formule de scriere a celor ieroglife, dar toate sunt într-un sens logic. De aceea este caligrafia considerată o artă, în special în China și în Japonia, din care au nevoie de această artă pentru a fi exprimate și dau o dovadă de noblețe a celui care o cunoaște. Și a însemnat până la urmă perseverență și răbdare să puteți să însuciți această limbă, până la urmă considerată complicată. Să știți că trebuie să vă dau dreptate. Pentru că este pentru un vorbitor de limbă română să învețe într-o altă limbă, și culmea este că noi am învățat limba chineză trecând și prin limba franceză, adică era un amalgam teribil și am avut niște profesori absolut senzațional. Doamna Florentina Vișan este una dintre marile specialiste de limbi chineze orientale în România și mi-a fost profesoară în perioada respectivă. Ne uitam noi ca și copii, nu înțelegeam de ce se mirau alții că din câteva sute de copii am fost aleși 10 aici, care au putut să învețe așa ceva. Ei erau mirați de capacitatea copiilor români. Era firesc să fie o selecție, da, dat fiind faptul că vă aștepta un drum complicat. Exact. Și exact cum spuneați, este greu să facem analogiile, trecea deja prin două limbi, și franceză și, exact, și limba română. Și chinezii, că am avut și profesori chinezi, care veneau, rămâneau stupefiați că ei, neștiind română, tot prin franceză încercau. Și vă dați seama, ei, chinezi, să predea prin franceză unor copii români și profesorii români să predea în română prin franceză limba chineză, a fost ceva absolut senzațional. Dar asta până la urmă, pregătirea asta pentru limba chineză, un preambul pentru o meserie mult mai complicată și mult mai stresantă, munca aceasta de pilot până trebuie la urmă. Să recunosc că mi-a prins bine, pentru că m-a obișnuit cu modalitatea de a gândi într-o altă mentalitate. Vedeți dumneavoastră, aviația este meseria în care se spune vorba aceea, învățați, învățați, învățați. Bine, toată lumea zice, hai să învăț. Numai că în aviația este singurul domeniu din România, cel puțin, în care dacă n-ai luat examenele din 6 în 6 luni de zile, pe care le dai din 6 în 6 luni de zile, nu poți să profesezi. Nimeni nu înțelege chestia asta. Cum adică? La ce trebuie să mai învăț? Păi, uite, trebuie să înveți. Uite, suntem aici și va trebui să o facem să mai înțeleagă cât telespectatorii Canal 33 că nu ai drept de zbor, nu poți continua dacă nu treci de acele examene care au un interval foarte, foarte scurt până la urmă. Din 6 în 6 luni. Deci dai până de când intri în aviație. Aviația este un examen însemnând permanent. Teste de, în primul rând, de sănătate. Testele de sănătate sunt o dată pe an. Problema este de testele, cum să spunem noi, profesionale. Adică, ca să înțelegem. Pe vremuri făceam următorul lucru. Adunam toate manualele pe care un pilot trebuie să le învețe și le prezentam persoanelor care spuneau, ce mă vreți voi bani? Și le explicam, băi, uitați aici, și aveam un tank de 1 metru și 20 de centimetri de manuale. 1 metru și 20 de să centimetri. Glumim, la metru cub. Exact. Care reprezentau manuale pe care, din care noi tot timpul trebuia să dăm, din 6 în 6 luni de zile, să dăm examene. Și tot timpul veneau cu întrebări noi, cu modificări și așa mai departe. Și deci, nu doar trebuia să aveți idee, trebuia să le știți temeinic. Sunt cu grilă. Ai luat grila? N-ai trecut, poți să zbori, n-ai luat grila. Pe lângă faptul că vom intra în simulator odată la 6 luni de zile, unde ești examinat special pentru aplicarea procedurilor și unele sunt bazate pe acțiuni din memorie, memory item se numesc, iar altele dintre ele se bazează pe aplicarea unor proceduri care sunt înscrise în adică check-uri. acțiuni directe. Și să profităm de faptul că suntem la bordul unui avion, ce tip? Suntem la bordul unui avion Airbus 318, care va părăsi probabil scena aviației, pentru că el este un avion necompetitiv
și chiar producătorul a înlocuit cu Airbusurile 320-321. Dar este un avion care a făcut istorie? N-aș putea spune. Avionul 318 n-a făcut o istorie, pentru că n-a făcut o istorie bună, pentru că s-a produs foarte puțin și a fost foarte puțin folosit. Familia Airbusului 320, într-adevăr, este o familie istorică și este concurentul avionului Boeing 737. Și fiecare producător a venit cu ceva bun și cu față de celălalt și cu ceva mai prost față de celălalt. Și o să detaliem un pic. Revenind la subiectul cu învățatul. Deci, pe de-o parte, am spus, partea de examene fizice, care sunt medicale, care sunt anuale, și dacă acolo ai o problemă medicală considerată obligatorie și n-ai trecut-o, îți iei la revedere de la carieră. Și partea cealaltă de examene teoretice și practice în zbor, care v-am spus eu odată la 6 luni, pe care dacă n-ai luat unul din examene, ai picat toate și nu poți să zbori. Revenind sau completând această idee, controlul medical acesta periodic, anual, cum spuneți, este lucru comun meserilor și domeniilor din România. În schimb, diferența foarte mare vine din aceste examene din 6-6 luni pe meserie. Da. Aici trebuie să recunoaștem și trebuie să spuneam, aviația cere sacrificii, așa se numește acest dicton, pe care noi în glumă, mai trist, mai vesel, îl spunem de multe ori. În ce sens? Pentru că, vedeți dumneavoastră, nimeni din România nu înțelege cum ajunge un copil ca mine, care să citea Micul Prinț, să zboare la 16 ani, să aibă o carieră, împlinesc luna viitoare 42 de ani de aviație, de la primul zbor. Doamne ajută! Mulțumesc frumos! Și aici tot ca o paranteză, prin calculul timpilor de muncă, adică acești 42 de ani de aviație la care se adaugă sporul acela specific de un an jumate pentru un an calendaristic care se adaugă pentru grupa specială de muncă, rezultă că eu muncesc mult înainte de a se fi cunoscut părinții mei. Adică e ceva foarte interesant. Ceva teribil. Și oricum, ce înseamnă la viață 16.000 de ore de zbor? Înseamnă că trebuie să, vorba unui prieten, zice, trebuie să te ții bine. Pentru că dacă nu ai o sănătate bună și nu ai un regim de viață care să susțină toate aceste lucruri, dacă nu ai lângă tine omul, și aici trebuie să recunosc că am avut noroc, un noroc mare cât roata carului de pe cer. Cât în altul cerului. Exact. Cât carul mare de pe cer. Ca soția să mă înțeleagă, să mă accepte. Și acest înțeles nu este doar o vorbă, ci practic a fost alături și a înțeles programul riguros ca al unui sportiv. Gândiți-vă ce înseamnă pentru o familie ca tatăl, soțul, să fie noaptea plecat, dimineața când vine trebuie să doarmă că n-are încotro, sâmbătă, duminică, când toată lumea se mai duce mai într-o parte, mai într-o vizită, mai na, o destindere, el este plecat în cursă, de sărbători n-are cine să zboare și trebuie să zbori și să te duci, să duci pasagerii, să-i aduci în diverse locații unde tu nu te poți alătura lor, trebuie să te întorci la București, trebuie să mai rău decât lăutarii, știți? Ziua vesel, noaptea trist sau invers, pentru că aviația cere sacrificii. Adică privațiuni de tot felul, a spus lucruri de viață legate de întâlniri, legate de prieteni, legate de familie. De viață, tot ce de înseamnă. Sacrificiu, sacrificiu, sacrificiu. Am să vă dau două exemple pe care eu le-am considerat esențiale pentru mine. În momentul în care mama mea era la spital și a decedat în noaptea respectivă, eu zburam în a șaptea zi consecutiv, noaptea. Am venit de la Tel Aviv și am zis nu mă mai duc, că era ora 4 dimineața, zic, nici nu mai eram în stare și zic hai că mă duc mai târziu. Și am fost sunat că a decedat. Deci nu poți să fii nici măcar într-o astfel de situație lângă cel care ți-a dat viață. Ca să înțelegeți și cum acționează mentalul unui pilot. După ce a decedat mama mea, a doua zi m-am suit în avion și după ce am aterizat, le-am spus colegilor mei, a murit mama mea ieri noapte și mi-am permis să-i dedic
iei acest zbor, pentru că a fost cea care m-a ajutat cel mai mult în această zi, împreună cu tatăl meu. Același lucru s-a întâmplat și când a decedat tatăl meu în urma unui tragic accident, pentru că, vedeți dumneavoastră, pilotul este, nu ajunge pilot dacă nu este ajutat de tot acest conglomerat care înseamnă familie de proveniență, adică părinți, școală, soție, școală și toate celelalte. Trebuie să înțelegem următorul lucru. Noi suntem sclavii cerului. Deci nu există o definiție, în opinia mea, care să fie mai completă decât aceasta. De ce? Pentru că un sclav poate fi un sclav dotat cu diverse calități, să cânte, să vorbească, adică, dar el rămâne un sclav. Pentru că această adrenalină, că este un drog, practic, cine neagă evidența acestui drog numit adrenalină, înseamnă că nu știe ce vorbește. De ce? Această adrenalină pe care o are pilotul din momentul în care el s-a trezit și știe că trebuie să meargă la cursă și începe mecanismului hormonal să o producă și până când ajunge acasă și după ce a ajuns acasă mai stă vreo 2-3 ore pentru că îi pulsează adrenalina în organism. Da. Așa, pentru că și nu poate să doarmă. Este o chestie cu care pilotul a făcut un deal pe viață. Adică el știe că numai pentru asta trăiește, știe că numai un om deosebit care stă lângă el, soția lui, îl poate înțelege și părinții și-l ajută. Îi poate aduce echilibru. Exact, pentru că este cea mai mare problemă pentru un pilot. În zilele noastre, pilotul a ajuns să fie demonetizat, să fie agresat din toate părțile, să fie batjocorit efectiv. Gândiți-vă însăși faptul că un purtător de cuvânt oarecare câștigă mai mult decât un pilot. Ce face, ce știe, nu cum. A doua problemă este, gândiți-vă că până să se întâmple ceva, și asta e o chestie interesantă, în avion, toți politicienii pe care îi luam, promiteau marea cu sarea, vă ajutăm, să vedeți că da. Când erau în avion și mai ales când eram prin furtuni. După care în când aterizau, exact, când aterizau, după aceea nici nu mai răspundeau la telefon. Vedeți? Pentru că așa este om. Dar pilotul, de-aia am spus că este sclavul cerului, n-are ce să facă. Și trebuie să-ți iubești atât de mult meseria, încât cu orice preț să mergi înainte. A sintetizat foarte bine. Pentru că, vedeți, la un moment dat se spune așa, piloții nu mor niciodată. Piloții doar decolează la cer. În ultima decolare, întotdeauna fiecare, pe ultima decolare fiecare și-o pregătește cumva. Că din motive de sănătate, că na, i-a venit rândul la poarta raiului. Dar pilotul totdeauna este, are în subconștient această chestie. Retragerea aceasta? Exact. De ce? Și este o retragere controlată. Gândiți-vă, am scris la un moment dat un articol despre sinucidere la piloți. Este, până la urmă, face parte din, deci din formarea unui pilot acest echilibru și faptul de a fi rațional. Exact. Vă spuneam, am scris un articol la un moment dat despre sinucidere la piloți, urmarea pandemiei la o companie din zona Emiratelor, s-au sinucis 3 piloți. Când nu mai au rămas fără job, fără bani, fără nimic, oamenii plecați din țările lor de origine, pur și simplu. Și atunci am studiat și am descris foarte în amănunt modul în care piloții erau pe vremuri selectați. Adică, de exemplu, pilotul militar, el are sinuciderea, pentru el este o chestie controlată, bineînțeles, și în anumite condiții, face parte din subconștientul lui. Pentru că, dumneavoastră, gândiți-vă, câte accidente cu MiG-urile 21 au fost în România, în care pilotul se putea salva dacă ar fi catapultat, dar avionul respectiv avea șanse să pice pe o școală, pe o clădire, să distrugă, să piardă vieți umane și populat. Și atunci, el, pilotul respectiv, conștient, se sinucidea pentru că dirija avionul în la afară... La propriu, pentru a salva... Exact, exact. Aceeași a salva alte vieți. Exact. Aceeași chestie se întâmplă și într-o, cum să spun eu, în orice altă situație în care pilotul, vă dați seama, este condamnat să aibă această viață. El știe că nu are sâmbătă, că nu are duminică, că nu e plătit, că la un moment dat a fost obligat să stea 7 ani de zile cu aceeași uniformă pe el, dar arăta bătaie de joc toată lumea, oprobiu public. Contrar a ceea ce se crede până la urmă, poveștile, oamenii, poveștile frumoase sunt că cei din aviație, da, piloții,
au o viață răsplătită exact. Financiar foarte exact. Bine. Nu este, acesta nu este un adevăr? Nu mai este un adevăr. De mult nu mai este un adevăr. Și o să vă spun de ce. Gândiți-vă că, de exemplu, în România, povestea aceea frumoasă pe care a spus-o dumneavoastră, piloții care fac, care sunt răsplătiți conform muncii periculoase și așa mai departe, nu mai este valabilă. Noi suntem, încă o dată, sclavii cerului și nu avem posibilitatea de a acționa în acest sens, pentru că există înlocuirea aceasta provocată de neoliberalism a unui concept, se încearcă de fapt o schimbare conceptuală a aviației civile din safety first, adică siguranța înainte de toate, în money first, banul înainte de toate. Și atunci am asistat la diverse incidente, accidente, catastrofe cauzate tocmai de acest lucru. Tehnici care nu își fac datoria și atunci pilotul nu are ce să facă și se trezește că e ajuns într-o situație catastrofică. Meseria asta, practic, nu o poți face ca atare singur, ești legat de echipă? Tot timpul ești în echipă. Pilotul este vârful icebergului. Nu depinde doar de tine dacă duci un zbor la capăt și dacă totul este în siguranță? Nu. Și o să vă spun că am pățit de multe ori. De exemplu, am ieșit la un moment dat cu un avion de la lucrări, mi-a fost făcut zborul tehnic și hai cu avionul. Și ne-am dus noi cu avionul respectiv, eram eu și cu mecanicul, eram la aviația utilitară și am constatat cu stupoare exact în momentul în care aveam nevoie că inversaseră din greșeală comenzile de la trimărul profundor. Adică în loc să dau pe cabraș trăgând spre mine, se ducea pe picaș, comandă total invers și foarte periculos, pentru că atunci tu când vii la pe solă la 170 de km la oră, tu trebuie să pui trimărul un pic pe cabraj, adică avionul să fie pregătit tot timpul să tragă pentru ca să ai în cazul unui și contact. Și ce soluție ați găsit? Cer scuze. Am strâns din dinți. Și ați încercat manevrele așa cum permitea? Manual cum am putut și când m-am întors am făcut o aliniere drept cu toți mecanicii pentru și am instruit un avion. Tot vorbim de acești termeni specifici aviației, dumneavoastră sunteți pilot, pilot de linie. Care este diferența între pilot și pilotul de linie? Trebuie să înțelegem așa. Întâi de toate devii pilot. În urma unor este prima cursuri, treaptă. Este prima treaptă și astăzi se numește Private Pilot License, deținător de licență privată de zbor, care înseamnă orice avion mai ușor, mai greu decât aerul, undeva până la 3-4 tone de avionul respectiv și greutate. Și ce pași sunt până la pilotul de linie? După ce ai făcut acest prim pas, trebuie după aceea să faci ceea ce numește zbor instrumental, instrumental type rating, care presupune că ne învățăm cu aviația care nu mai este la vedere, adică vedem solul, vedem gara, vedem ce scrie pe comună dacă ne rătăcim pe tablița aceea de intrare și așa mai departe. Acea aviație primară este o aviație superbă, te aduce un pic cu gândul la începuturile aviației, dar la un moment dat trebuie să mergem mai departe. Zburând aceste, făcând aceste cursuri de zbor instrumental, vom putea să învățăm să zburăm pe rutele de zbor în condiții de meteorologice care nu mai ne permit să vedem solul și după mijloace de navigație. După ce am făcut aceste lucruri, trebuie să mergem la o companie aeriană care ne va califica pe un anumit tip de avion. Să zicem, acum suntem pe Airbus Gamma 320. Așa cum am spus că aveți 16.000 de ore de zbor, ați pilotat și pe un număr foarte mare de, tipuri de avioane. Tipuri și modele de avion am avut în total carieră până în acest moment. De la motoplanor până la... Motoplanorul fiind primul pe care a zburat? Nu, primul pe care a zburat a fost, avioane de acrobație Zlin 526 și Zlin 726. Și primul meu zbor l-am avut, ca mentor și, cum se spune, omul care mi-a pus manșa în mână pe marele aviator al României, care se numește Mielu Fețeanu, care a fost multiplu campion balcanic și internațional și național de acrobație, a fost pilot instructor recepție și control la N-24 și Boeing 707 și ATR la finalul carierei lui. Ne-am reîntâlnit în aceeași postură, el profesor, eu învățăcel la avionul ATR. Ia cât contează foarte mult oamenii pe care îi întâlnim în
în viață. Da, sunt modele pe care le urmăm. Deci eu vă spuneam așa, la un moment dat am prima mea tabără de zbor cu motor, așa se numea atunci, la 16 ani, am zburat cu Mielu Fețeanu. În a doua tabără am cunoscut un mare aviator, mi se spunea Tătucu Pruia, este omul care, care a semnat și care a scos la simplă comandă. Pentru un pilot trebuie să știți că cel mai important lucru și care îl va marca toată viața este primul lui zbor în simplă comandă. Până atunci vei zbura cu un instructor care te va învăța, îți va explica, te va verifica, primul controla. Primul zbor în și se zboară în dublă comandă. În dublă comandă. Așa. În simplă comandă în simplă înseamnă comandă? Cumva similar marinarilor botezul? Da. Da. Atunci a ieșit prima oară pilot în viața ta. Pilot. Și este zborul acela pe care fiecare îl marchează în memoria lui afectivă ca fiind borna de aici început. Aici avem simplă comandă sau dublă aici comandă? Aici este dublă comandă că sunt doi. Avionul acesta nu se chiar poate zbura. Chiar aș vrea să prezentăm un pic. Aceasta este modelul de manșă, se numește joystick, de la avioanele din familia Airbus, care au înlocuit manșa standard de la celelalte tipuri de avioane, pentru că la acest tip, acest Airbus, au fost introdus comenzile fly-by-wire cu control al computerelor de bord. La Airbus sunt trei calculatoare care votează 2 contra 1, cel puțin. Și ele interzic o serie de manevre pe care omul ar încerca să le facă. Spre deosebire de celelalte care îți permit să faci ca un pilot orice manevră și aproape. Deci ce manevre facem? Cu acesta se poate înclina avionul pe stânga, pe dreapta. Picajul se obține prin împingerea manșei sau tragerea joystick-ului, sau tragerea înseamnă că vom urca. Zborul la orizontală înseamnă că suntem cu să menținem aici giro-orizontul acesta, trebuie să-l ținem la orizontală. Un pilot trebuie să urmărească tot timpul aceste panouri și privește și... Asta era diferența. La zborul instrumental se zboară după aparate. La zborul la vedere, privirea este pe geam afară pe geam și mai afară. Puțin aici, pentru că se bănuie că sunt câteva elemente pe care tu le susții, viteza, altime. Toate sunt aceeași, au aceeași privirea bază. Privirea piloților la... este în față, privește și lateral? Lateral privește când face cu mâna la pasagerii de să uită la el de afară și afară în față pentru a veni la aterizare. În mod corect sunt niște unghiuri pe care trebuie să le respecti. Fiecare așezare în scaun are niște reguli funcție de tipul de avion pe care îl zbori pentru ca să-ți asigură o vizibilitate optimă. Acum. Care a fost cea mai lungă cursă? Cât a stat în scaunul de pilot? Ca timp? Dețin un record la un moment dat într-o companie în care am făcut 5 tronsoane de la ora 9 dimineața la ora 2 noapte. Cu aprobare, pentru că era situația de așa natură și... dar numai cu aprobare. Deci regulile nu se încalcă în aviație, decât în cazuri cu totul și cu totul deosebite. În cazuri excepționale. Da, ele prevăd, există o dispoziție europeană care se numește Flight Time Limitation și care obligă. Nu îți permit. Deci dacă ai încălcat... Regulile sunt reguli. Adică trebuie timpii aceia de pauză. Zbor exact. Și pauză. Exact. Pauza ce înseamnă pentru un pilot? Se retrage la sol? Unde se odihnește? După un zbor. El trebuie, pentru el... Aici problema e delicat. Cât de delicat? Păi am ajuns într-un conflict juridic. Eu ca și absolvent de drept și masterand în drept am constatat că directiva europeană cu privire la timpul de muncă pentru piloți și însoțitori încalcă codul muncii din România. Pentru că această directivă a fost creată ca o umbrelă maximă să nu forțeze piloții să facă mai mult decât teoretic ar putea. Și așa 900 de ore pe an este o sumă imens de mare și dacă faci 900 de ore pe an timp de 10 ani de zile, după încă 10 s-ar putea să ai nevoie de reparații capitale. Adică este o uzură maximă. Maximă. Deci este mai mult data nu se poate. Din cauza aceasta s-a introdus acest umbrel, acest barem adică de 900 de ore. Aș vrea să se înțeleagă că există acolo niște puncte de vedere medicale. Este vorba despre
timpii de zbor și timpii de pauză pentru a menține pilotul practic într-o stare de sănătate. Gândiți-vă că pentru că noi gândim că nu este un zbor oarecare, că trebuie să știm că nu este un zbor oarecare, noi vorbim despre pasageri, despre siguranța lor. Gândiți-vă, pasagerul se duce de la București, să spunem, la Londra, sunt 4 ore de zbor, da? Sau uite, să zicem că mergem în Tenerife și sunt 6 ore de zbor și, da? Pasagerul se duce jos, se duce la hotel, mănâncă ceva, face o baie mare, echipajul trebuie să întoarcă. Deci se duce la 12-13 ore de activitate în avion. Gândiți-vă că în avion sunt 1500-1700 de metri în cabină. Așa e calculat, ca să înțeleagă lumea ce înseamnă. Condiții, presiune și așa mai departe. Păi, echipajul se duce și se întoarce. De-aia vă spun, e foarte greu. Dacă face 2-3 curse din astea, deja s-a terminat jucăria cu el. Omul respectiv, oricât ar fi de puternic, îl înfrânge, că e un mediu ostil vieții. Da, se înțelege că piloții sunt într-un fel selectați, până la urmă școala militară te formează, înseamnă un psihic foarte puternic, dar contează enorm, indiferent cum suntem structurați, contează mult această viață. Deci, dumneavoastră, Paler spunea o chestie foarte frumoasă și zicea, domne, Icar s-a dus spre soare și că a trebuit să fie cât mai ușor, pentru că atunci când a căzut, soarele topindu-l, gelos fiind pe el că vrea să ajungă acolo, n-a mai curs nici sânge din el. Este o sintagmă a ceea ce se întâmplă în realitate. În timpul zborului, organismul este puternic deshidratat, pentru că avionul se umflă cu aer. Umflându-se, avionul se umflă și organismul și de aceea trebuie să bei multă apă. Să se știe și acest lucru, practic, un pilot poate pierde până la 1,5 kg în timpul unui zbor. Cel este puțin. Indicat să consume 2 litri de apă, exact, pentru a recupera. Exact. Și cel mai important lucru este faptul că n-are voie să mănânce sărat. De ce? Pentru că sarea contribuie la deshidratare. Deshidratându-se organismul, sângele devine mai gros. Fiind mai gros, pompa inima pompează mai din greu, pentru că mai oboseală, vorbim de alte condiții, nu vorbim de aceeași accelerație gravitațională și de aceeași senzația pe care o ai într-un avion nu este ca la sol. Corect. Adică se schimbă totuși toate aceste forțe care există în fizică. Exact, dar ce le le resimțim altfel în avion și la altitudine decât la sol. Exact. Partea cu suprasacina acolo este legată de avioanele de vânătoare, de avioanele care fac evoluții de acrobație și mai departe. La aviația civilă nu poți să tragi de el pentru că mai e confortabil, ca să spunem așa, și pasagerul nu vrea să facă acrobație cu avionul de pasager. În niciun caz. Așa, dar condițiile încoiate la bordul avionului sunt niște condiții care să-ți asigure o supraviețuire, mai mult, nu un trai foarte confortabil. Că dacă ți-e confortabil, stai acasă și te teleportezi pe internet. Dar cu anumite costuri care să fie susceptibile de a fi susținute de fiecare doritor de a merge cu avion. Acum, ce trebuie să mai vorbim noi este următorul lucru, în opinia mea. Poveștile de aviație toate au la bază o mentalitate tipic umană, care spune că omul întotdeauna uită ce a fost rău și își aduce aminte de ce a fost bine. Trebuie să înțelegem că pilotul ab initio a fost întâi pasionat, propriu constructor, propriu cascador, chiar și propria victimă, până când aviația a început să formeze niște, să spunem, modele, niște tipare. De exemplu, o să râdeți. De ce credeți dumneavoastră că ușile de acces la avion principale sunt pe partea stângă și, de exemplu, poziția comandantului pe care stați dumneavoastră este pe partea stângă? Răspunsul îl vom primi de la Captain Cezar Osiceanu. Pentru că pe vremuri aviatorii erau, se făceau aviatori în principal cavaleriști. Și pentru că un cavalerist ține cu pe stânga se suie pe cal și cu stânga, mâna stângă ține hățurile, cu dreapta ține sabia, s-a făcut această chestie
foarte interesant. Deși ca pilot de multe ori este... Adică să se plieze exact pe formatul omului care a intrat în această meserie. Exact. Pentru că vedeți asta, dacă e că suntem oamenii, marea majoritate sunt îndreptați. Sunt cu dreapta pe manșă sau ca manșă de, sau joystick așa, da. Și cu stânga sunt pe, acestea se numesc motoarele, manetele de gaze, da? Și eu de aici îi dau, cum se spune, viteza avionului, ca să spun așa, în termeni mai populari, și de aici atitudine. Și atunci, gândiți-vă, mi-e mai ușor să fac din dreapta postul principal, să fac cu dreapta și cu stânga, decât să fac cum de pe stânga, cu mâna pe stânga și cu asta aici. Vedeți? E puțin peste mână. Dar nu s-au gândit la momentul respectiv și de aici a plecat această, să zicem, uzanță. O altă chestie foarte interesantă pe care trebuie să o știm este că niciodată cerul nu este mai albastru decât acolo unde îl vedem noi. Niciodată culorile nu sunt mai frumoase decât acolo unde le vedem noi. Povesteau câțiva distinși prieteni ai mei, pictori, jurnaliști, fotografi, de fiecare dată când veneam și le arătam poze cu cerul, că pe lângă faptul că mă bodogăneau din greu, ce noi, tu ești și voi piloții sunteți dăruiți de Dumnezeu cu această unică plăcere pe care noi ceilalți nu o putem avea, de a vedea aceste culori și aceste lucruri fabuloase. Și este până la urmă pilotul cu un pas mai aproape de Dumnezeu decât orice alt om? Întotdeauna, știți de ce? Pentru că dacă jos într-o biserică să mai roagă unii prea sus, oricine când se roagă, nu numai că e mai aproape, dar e și mai serios. Mai ales când ești într-o furtună și zici, Dumnezeule, Dumnezeule, ajută-ne că... de exemplu. Ați avut și zboruri grele. Am avut... să știți că nu există un pilot care nu a avut, să numesc, cazuri speciale. Important este cum treci de ele, cum treci prin ele și cum reziști la ele. Au fost... Te poate afecta pe termen lung, adică inițial să nu ai sentimentul că ești afectat și apoi să resimți aceste stări? Vorbim de psihic. Primul lucru este dacă ai scăpat. Al doilea lucru este dacă ai greșit. Vedeți, dumneavoastră, piloții au o problemă foarte interesantă, unică. Niciun pilot nu o să spună despre celălalt, un pilot o să spună întotdeauna despre un alt pilot, da, este un pilot foarte bun, excelent, dar niciodată nu se spune că e mai bun ca el. Tot din psihic vine. Și atunci, în momentul în care pe vremuri se întâmpla, un pilot greșea. Și o să râdeți, dar toți mariași ai, din primul război mondial, cel puțin, inclusiv baronul von Richthofen, inclusiv Roland Garros, inclusiv toate numele mari din aviația epocii respective, când s-au apucat de aviație, toată lumea ce caută acolo, să-i dea afară, au rupt avioane, au făcut greșeli. Și după care au ajuns niște ași. Așa e și în aviație. Din cauza aceasta este modul de a accepta greșeala, unde am greșit, trebuie să-mi asum. Și aici fac o paranteză, întotdeauna spuneam distinșilor mei colegi că atitudinea unui pilot când este întrebat despre o problemă din avion, că nu vorbim despre ce e afară. Are trei modalități de a răspunde. Unul dintre ele este, da, știu, și dă răspunsul. Nu, nu știu, pentru că nu știu. Și când am cunoștință, dar nu sunt foarte sigur, sau nu știu, dar cred că. Și atunci acest lucru îl va ajuta pe el în a avea o atitudine psihică potrivită pentru a face meseria. Că a spus foarte bine, cum treci prin ele. Pe vremuri am început să vă spun, când un pilot greșea, îl urca în avion imediat ca să capete încredere, pentru că foarte puțină lume se urca în avion. Vă spuneam de societatea care tot timpul atacă pilotul în loc să-l ajute. Să-l susțină. Exact. Gândiți-vă că la început nu le dă parașute. Ați avut măcar un singur moment în care ați fi vrut să renunțați? Nu. Deci recunosc că m-am întrebat ca orice om normal, pentru că totuși sunt un biet rod al umanității,
când am văzut atâtea lucruri, în situații dificile, nu vreau să intru în detalii, dar dureroase, care am zis, de ce atâta răutate împotriva mea? De ce eu, un pilot ca oricare altul, nici prea prea, nici foarte foarte, care n-am deranjat, n-am, de ce toate sunt, și am zis, Dumnezeu, dacă tu ești sus acolo, dă-mi semn, spune-mi ceva. Fă-mă să cred că dorința mea de a fi mai aproape de tine, de a fi om, de a fi un urmaș al lui Icar, nu se lovește de niște lucruri banale răutății pământești. Și puteți să le depășiți. Da, și cu un pic de credință, cu un pic de, cum să spun eu, umanism și umanitate, ajuns să te înțelegi. Și v-ați continuat zborul. Aș vrea să nu încheiem emisiunea și să nu spunem că ați urmat școala militară de la Bobocu și nu oricum ați terminat primul. Nu, am intrat primul în școala militară, da? Am ieșit primul comandant din seria mea, din promoția mea, a fost primul comandant, sunt cel care din promoția mea a zburat cele mai multe tipuri de este avion. O performanță. Ați intrat primul la școala militară. Da, nu am vrut să-mi dea 10 atunci, pentru că eu și tovarășul Nicu Ceaușescu nu puteam să fim pe același loc. Dar n-a fost o chestie. Adică, pentru mine, important că am fost. Important este că... Ați avut atâta dragoste pentru meserie încât nu a contat nimic. Vreau să vă spun următorul lucru. Tatăl meu, eu am avut nu regret niciodată ce am făcut. Și dacă ar fi să fac, același lucru l-aș face. Singurul lucru pe care mi l-aș fi dorit să se poată întâmpla, dar din motive care n-au ținut de mine, a fost să pot să o duc și pe mama mea odată să zboare cu mine în cabină. Mi-am permis luxul să îl duc pe tatăl meu când era în aviație utilitară și după aceea când era în aviație transport și am văzut, pentru că tata într-adevăr, gândiți-vă, avea 80 de ani când l-am dus cu Airbus-ul 310. Și era cel mai mare avion din România, 164 de tone, vă dați seama, plecam cu blocul. Ați fost foarte mândru în acel moment. Și mândru ca mândru, dar am avut o chestie pe care numai Dumnezeu poate să o descrie mai bine decât mine, acel sentiment fabulos că pentru tatăl meu, care n-a putut să ajungă pilot și care m-a ajutat din tot ce a putut el să ajung pilot, momentul acela în care a fost alături de mine în cabină nu poate fi deschis în cuvinte. Au fost momente unice pe care i le-ați oferit ca și răsplată pentru formarea dumneavoastră. Așa. Și trebuie să precizăm că un copil, un băiat adolescent, nu poate decide singur dacă urmează școala de aviație, trebuie să aibă cumva girul părinților, semnătura părinților. Așa e. Și motivul pentru care tatăl dumneavoastră nu a urmat această școală este că la rândul dânsului mama nu a semnat. Da, pentru că... Semnătura obligatorie, să se înțeleagă. Exact, pentru că dacă pe vremea aceea era singurul băiat din familie și știți, soldatul Private Ryan, salvat soldatul Ryan, erau obligați să-l țină în viață. Și atunci el a scăpat un pic de toate aceste lucruri și nu a putut să facă școala de aviație, că trebuia, așa cum a spus, să dea semnătură. Și la mine au trebuit amândoi părinții, pentru că aveam 16 ani, să-și dea acordul notarial ca să pot să zbor, pentru că altfel n-aș fi putut să stau până făceam majoratul. Acum, ce este interesant este faptul că dumneavoastră ați intuit foarte bine modul în care se schimbă societatea. Și discutam anterior pregătirii acestei emisiuni despre cum a schimbat societatea tipologia pilotului. Pentru că dacă noi eram inițial trimiși către școala militară, unde făceam, chiar dacă eram piloți civili, o pregătire militară de specialitate. Trebuia să fim noi, în promoția noastră, de exemplu, a trebuit să fim toți apți de MiG-ul 21 pentru supersonic, din punct de vedere medical, psihic și al sănătății, pentru că cei de la militar aveau un număr foarte scăzut, extrem de scăzut, de piloți care terminau școala și erau apți de MiG-ul 21. Și atunci se încerca alimentarea cu piloți civili de la secția civilă. Era mare nevoie de această structură încât
să poată să îi schimbe de colo-colo. Schimbe de colo-colo. Exact. Și era atunci, ca o pepinieră până exact. La urmă. Și vă dați seama că am avut această chestie cu toții, o fericire că uite, am fost tabs de 21 și ni s-au rugat de noi să zicem, da, noi nu, noi vrem aviație civilă, noi vrem să ajungem. Și putem spune că ați izbândit. N-aș vrea să încheiem emisiunea să nu amintim că veniți dintr-o familie deosebită în care bunicii dumneavoastră au fost bravi bărbați, sunt oameni care și-au iubit până la urmă țara și nu aș vrea să omitem și faptul că sunteți cumva legat de mareșalul Averescu și spuneți dumneavoastră pe foarte scurt povestea. Sunt strănepotul mareșalului Averescu prin alianță, bunicul meu a fost nepotul lui și i-a fost adiutant și fratele tatălui meu s-a înrolat voluntar în al doilea război mondial ca să elibereze Basarabia și nordul Bucovinei și s-a reînrolat voluntar după ce a fost rănit și a murit la cotul Donului. Noi am învățat în familia noastră acel dicton, fă ceva pentru țara ta, dar să nu te aștept să-ți mulțumesc. Eu, în schimb, vă mulțumesc pentru o poveste senzațională. Telespectatorii Canal 33 au fost cu noi într-un zbor de peste 45 de minute. Vă așteptăm și de acum la povești senzaționale. A fost astăzi Captain Cezar Rosicianu. Vă dau ștafeta mai departe. Cu mulțumiri!